au lăsat un pic așteptați, aceștia într-un final au urcat pe scene, așa că să sărbătorească cu fanii cei 20 de ani de activitate. Bună seara, Chișinău! Bună seara! Bună seara! Vă mulțumim că ne-ați așteptat și slavă Domnului că am ajuns după un drum plin și o zi, de fapt, o zi și o noapte plină de peripeții. Regii muzicii dance din România sunt în plin turneu. Din lista orașelor incluse în program nu putea lipsi Chișinăul. Chiar dacă de la ultimul show susținut în capitală nu au trecut nici 3 luni, fanii formației s-au adunat în număr mare. Ca de fiecare dată, băieții au reușit să-și ducă publicul cu capul în nori, să le răscolească amintirile alături de îngeri și să savureze clipele până când soarele răsare. Când soarele răsare, mă trezesc cu tine în gând. Pentru a trezi publicului și mai bine nostalgia vremurilor de cândva, membrii trupei au interpretat câteva acorduri din repertoriul celor de la Ozon și Voltaj. Cu ce emoții vă încărcați de fiecare dată pentru Misa Chișinău? Bineînțeles, cu emoții pozitive, cu energia publicului care zâmbește în timp ce noi cântăm, care se bucură de melodiile noastre. Chiar am observat lucrul ăsta în această seară. Erau toți mai un zâmbet fericiți și nouă ne transmiteau starea lor și noi. E un schimb de energie, de fapt, între public și artist. Energie pozitive. Nu s-au scurs nici 3 luni de când ați fost ultima dată la Chișinău. Atrage atât de mult publicul nostru? Ne bucurăm, este pentru prima dată când venim la un interval atât de scurt pentru a doua oară la Chișinău. De obicei facem un singur eveniment pe an, dar iată că acesta este al doilea și ne bucurăm că ne-au invitat. Mihai, s-a dovedit turneul extenuant. Am să vă întreb dacă vă mai rămâne timp și pentru viața privată. Păi da, trebuie să mai rămână și timp pentru viața privată, pentru familie. Normal că rămâne. Într-adevăr, avem o viață foarte extenuantă, tot timpul suntem pe drumuri și e de înțeles că la un moment dat suntem oameni și mai cădem. La ce să ne așteptăm în perioada următoare de la formația 3 Sud-Est? La o piesă nouă, în primul rând. Pregătim o piesă nouă? Exact, pregătim o piesă nouă. Veți afla probabil în 2-3 săptămâni toate detaliile. O veți asculta, de fapt. Cu aplauze furtunoase, publicul nu i-a lăsat să plece de pe scenă, așa încât băieții au venit și la Bis. Toată lumea cântă până o dată! De ziua ta!